Bine ați venit, Doamne! Doamnește! Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vrean. Mulți ani trăiască! De partea parohiei, iată o sfântă cruce și un buchet frumos de flori. Prima dată, ca să nu uit, vreau să anunț pe măicuțele care sunt aici, cele două, să ia legătura cu Părintele Vișan, după sărbători, și acea mănăstire de la Lepcea o voi face eu. Aveți aici o comunitate care ați avut probleme care le-ați avut. Eu cred că trebuie să fiți capabili a împărți casele astea fără să vină la mine, că nu, eu le-am făcut și atât. Eu nu le pot da eu casele. Casele le dă primăria. Primăria da terenul. Deci când îți dă actul de teren, ai și casa pe care am construit-o eu. Eu nu pot, eu nu mai... Casele nu sunt ale mele, casele sunt ale voastre. E pictura extraordinar de frumoasă. Super frumoasă, nu așa. Mulțumesc foarte mult din suflet pentru tot ce așa pentru noi. Vă mulțumesc mult! Mulțumire sufletească extraordinară, îți dai seama. Am mers cu mașina, am mai dus până în capătul satului. Îți dai seama, vii, am văzut familia pictată în biserică, cu copii. E un lucru extraordinar și mai ales a făcut Dumnezeu așa că... Că e pictura așa de frumoasă, făcută, parcă te cheamă să vii la biserică. Cum mai important e ca ei să vină duminica și să populeze biserică. Stați așa, stați o secundă. Mergem noi înainte și continuăm după urmă. Dă-i. Întoarce pe om încolo. Așa-ți loc.